Da, băi, Costache, când luăm un S-Class? Este prim, vine clasice, clasice, clasice. Eu o să aplic principiul lui 50 Cent. Get rich or die trying. Am ajuns într-un moment în care atât de degeaba mi se pare altceva în afară de bani. Știi cum? Dragoste, te pleznesc. Copii, îi pleznesc. Deci știi cum? E așa de... mi se par... mă crezi că oamenii care pun preț pe astea mi se par superficial? Care pun preț pe dragoste, pe familie și copii? Da, 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 mi se par superficial. Vreau să zic o chestie. Nimic nu se compară cu bucuria pe care o ai și încrederea pe care ți-o dă la un moment dat când deschizi așa un internet banking și vezi că ți-a crescut contul cu ceva, cu niște bani. Ai o siguranță, ai un sentiment de siguranță, parcă poți să faci orice. Da, parcă da. Poți, atunci vine și dragostea față de familie, că zici, hai să mergem până la mall. Da. Și deodată te iubește femeia într-un mod copilul pentru că este influențat de dragostea deodată creată de contul mărit. Pe bune că ai dreptate, teoria ta se adeverește din nou și din nou și din nou. Serios, chiar este un sentiment din dat. Nu, n-am avut niciodată să fiu supărat așa, să fiu gata, îmi bag picioare și să mă uit că mi-au intrat niște bani de undeva sau așa și să fiu în continuare supărat. Da, mă, dar cui pasă de bani? Cui pasă de bani? Băga mea și picioare. Nu este... viața merită trăită așa, îmi trece orice, iert. Eu iert cu banul în buzunar, pe cuvântul meu de onoare. Deci, dacă... așa. Dacă e cineva care să fie răzbunător, e omul care n-a primit salariu sau ceva de genul ăsta, care n-are și el niște bani în buzunar. Normal că te răzbun. Bă, da, de jur că de oamenii sărași mi-e frică. Da, da. Au așa o chestie, sunt... De-aia Becali acum are chestia asta, că e frică, că are oameni în jurul lui ca niște câini comunitari. Și cum le dă la câini comunitari bază să nu-l muște, să nu-l ladă, așa când vin săracile la casă. Plecați, bă, plecați! Și le-aruncă cu tancuri de 5 milioane așa. Plecați, bă, marș, marș de aici! Bă, da. Pe de altă parte, uite, vezi că dacă aș avea foarte mulți bani, cu toată opulența mea, aș face... adică n-aș avea o mega casă, n-aș avea mașini scumpe, dar în schimb, private jet, că ăsta nu e foarte greu de... nu ca și cum mergi prin oraș cu private jet, toată lumea, private jet, nu care bani. Nu, nu, am vacanțe de lux, bă, dar știi cum? Nesimțire. Să fie așa, bă, nu era cazul. Eu să, adică să dau atâta să te iei după tine să car salteaua în care ai niște bani. Nu știu. Nu, să-mi iau patul de acasă, că eu dor pe patul meu pe oriunde. Da, și pianul. Să nu prea când, orice, dar îmi place cum stă așa. În orice vacanță te duci să-ți ia și pianul. Da. Nu vrei neapărat pianul acolo, dar să vezi să se facă treabă. Da. Știi pe ce aș mai da bani? De exemplu, au ieșit în oraș, au pus pe Twitter sau nu știu unde, au ieșit la o cină Jennifer Lawrence cu Emma Stone și cu Adele. Da. Adele. Mm. Dar aș fi plătit bani să stau la masă. Nu mă bag în discuție. Da. Sunt morele cum vorbesc. Nu zic neapărat că sunt femei. Dar o masă așa, știi, cu cineva care mi-ar plăcea, aș plăti și cred că ar accepta. Dacă aș avea foarte mulți bani, bă, îți dau 1.000.000 să stau și eu la masă. 1.000.000 de euro pentru să stai cu cineva la masă. Ți pare... Bă, unde sunt oamenii ăștia ca tine față de noi? Care să gândească așa, frate, știi ce aș da? Aș plăti. Nu mă bag, da. Doar să stau la masă, să-l văd de așa. Aș vrea să-l văd pe Costel, pe Vio, pe Dor Octavian Dumitru și pe Bendeac. Aș da 1.000.000 de euro. Da. Unde sunt oamenii ăștia? De ce mă știi unde sunt oamenii ăștia? Mm. Sunt în mașini, gândindu-se ce ar face cu 1.000.000 de euro. Da. Cu i-ar da 1.000.000 de euro? Da. Oamenii care ar avea banii ăștia de cheltuit, n-ar da, mă, pentru noi. Știi cum aș face nunta? Aș face o aroganță din asta. Oricum eu o să fac nunta când o să am foarte mulți bani. Așa mă gândeam și eu. Și o să pun plicuri pe masă. Bani în plicuri.
să fie așa că să pregătesc să ești ce da, sunt ăștia? Da, asta da nuntă. Da, să fie la modul arogant așa și să te duci la fiecare, da? Cum vi se pare dar? Trei var familie. Dar îți dai seama că îți permit să-i înjuri atunci. Să iubi așa, am deja casă de piatră. Dar dacă ai avea foarte mulți bani, pe cine ai lua să cânte la nuntă? Cine ți-ar plăcea să fie la... Aș vrea să fac un fel de alea, de un festival cu mai multe scene. Că aș vrea să-l am normal și pe Salam, pe Adrian Copilul Minune. Să fie la cortul manele. Da, 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 cortul cu manele. Mai aduc hip-hop, așa... Pe scena hip-hop. Da, aduc de ăștia de acum, nu mai așa scump. Pasta Rhymes, da, să-l pun. Nelly. Nelly, acum Nelly doar să cânte melodia aia, să fac numai... Oh! Gata, da. Dă-te de aici. Așa, mai bag, trebuie să am unul care să, sau doi să fie pe o muzică de asta dubioasă. Le fac și lor doar așa ca chestie să... Pentru copii, pentru, da, muzică electro... Dintre astea, de tineret, acid, jazz, da, da, pe da, electro, funky beats și... Să fie, îl chem pe David Guetta, dar să nu fac, doar să... Bă, pune-mi și mie și să-i dau eu playlist-ul. Da. Pune-mi DJ Bobo. Da, știi care e faza? Știi ce vreau, bă, Gheta? Da. Să treacă lin așa, dintr-o melodie în alta. Da. Asta vreau să... Eu fă cumva, să... fă-ți magia nu, ta. Am un mix. Nu. Ace of Base. Pune-mi Ace of Base. Pune-mi Ace of Base și pe aia să treacă ușor din Ace of Base în lambada. Hai, te pricep să faci asta, să treci așa lin? Gheta!